Când este făcută din dragoste pentru Hristos, fapta bună aduce rod atât în sufletul celui care o săvârșește, cât și în viața celui care primește. A dărui este un act de mărturisire a credinței prin manifestarea iubirii față de cei aflați într-o anumită nevoie. Importanța de a pune în practică acest gest și conștientizarea că a dărui și a primi aduc bucurie a dat naștere în parohia Iancu Vechi Mătăsari din București programului social-filantropic Dar din dar se face rai, prin care cei cărora le prisosesc anumite bunuri dăruiesc, iar cei aflați în lipsuri primesc. În acest fel, comunitatea rămâne mereu vie, iar membrii ei se susțin unii pe alții. Bine v-am găsit! Părinte, să rupă! Ce faci? Bine? Nu sunt bine, părinte, bolnavă, sunt rău și supărată. Sănătate! Doamne ajută! Doamna vii la biserică și Dumnezeu te ajută. Mi-ajută să dea Dumnezeu să mă ajute, să fii bine, părinte, să ai grijă de mama. Nu există biserică ca asta așa bună. În cadrul programului social-filantropic Dar din dar se face rai, parohia Iancu Vechi Mătăsari a oferit în această săptămână pachete cu alimente persoanelor aflate pe listele de cazuri sociale din comunitate. Peste 100 de familii au primit ajutorul bisericii din sectorul 2 și, datorită implicării credincioșilor inimoși, acestea vor putea să se bucure de o masă îndestulată de Sfintele Paști. Programul social-filantropic al bisericii noastre, Dar din dar se face rai, înțelege să vină în sprijinul celor peste 100 de familii aflate în dificultate. Membrii comunității noastre parohiale, harnici și darnici, înțeleg să îi ajute pe cei care au atâta nevoie. Avem aici în stânga noastră un coș cu produse pe care membrii comunității înțeleg să le aducă, nu doar la sărbători, pentru că nu doar atunci facem fapta cea bună, ci ori de câte ori este nevoie. Doamne ajută, sănătate! Dumnezeu să vă protească, să vă binecuvinteze! Doamne ajută! Parohia Iancu Vechi Mătăsari își îndreaptă atenția către persoanele aflate în dificultate zilnic sau săptămânal și nu doar la marile sărbători de peste an. În cadrul programelor sociale pe care parohia le desfășoară, mai mult de 100 de persoane primesc o masă caldă, pachete cu alimente și produse de strictă necesitate. În fiecare sâmbătă, în biserica parohiei noastre, oferim o masă caldă unui număr de peste 50 de persoane aflate în dificultate. În egală măsură, membrii comunității noastre parohiale înțeleg să facă fapta cea bună, nu doar la marile sărbători, ci ori de câte ori este nevoie. În parohia Iancu Vechi Mătăsari, atenția este direcționată în aceeași măsură și către membrii mai tineri. Pentru o educație în spiritul valorilor creștine, în biserica parohială copiii participă la ateliere de creație, cursuri de șah sau întâlniri duhovnicești și beneficiază de meditații gratuite la principalele materii școlare.